Salut și bine am găsit la un nou episod băieți. băieți Aș putea zice că un episod mai special În care vreau să vă anunț că vreau să-mi vând PC-ul pc, -ul, PC -ul meu de toate zilele cu care fac live Postez clipuri și toate cele Zic de la început că nu are vreo problemă sau ceva Adică se pot face teste la fața locului În cazul în care cineva chiar e interesant Interesat Îl vând pentru că vreau să-mi ceva mai bun Vreau să fac ceva mult mai calitativ Să fie live-uri mult mai calume Să joc și jocuri mult mai pretențioase și alte cele Chiar dacă și pe el poți juca cam orice joc de la ora actuală de pe piață. Ca să fac așa un mic review al lui, să zicem, ca să știți piesele, oricum vi le vă și descrie, ideea e că unele nu mai sunt în stoc pe PC și puțin nu mai sunt, însă pe EMAG am văzut că placa video mai e. Deci intrăm aici în pâine, aici avem o sursă, Sirtec de 500 de, mă rog, nu am cum să vă arăt, dar oricum este o sursă de 500. Avem placa video GTX 970 Windforce cu 3 culere G1 Gaming. Sper să se focalizeze, probabil o să se vadă destul de bine. Aici avem hard disk de 1 tera. Este hard disk la Western Digital de 1 tera, foarte folosit de majoritatea. culorile carcasei, culorul de pe procesor. Procesorul este i5 cu frecvență de 3.2, 4.460. RAM 16GB, sunt RAM din ăștia Kingston, nu știu, mi-a plăcut cum arată, o plăcuță de 8GB și 2 de 4GB, la fel frecvența și toate cele veți avea în descriere. Placa de bază este o placă Asus B85M Gamer, care la fel nu știu dacă mai este pe stoc. Și de menționat e faptul că absolut orice componentă de pe calculator mai are garanție minim 4 luni, minim, pentru că unele l-am mai cumpărat după ce am luat PC-ul, luându de la PC și cu asamblare, au fost nevoie să fac anumite modificări, cum ar fi SSD-ul, sper să se vadă, uite aici, uh, DVD writer-ul și cam asta ar fi în, uh, în el. Uh, nu știu, nu le estimez, aștept oferte în partea voastră, au fost anumite persoane ce mi-au făcut anum anumite oferte astă seară. Uh, capacul, deci partea cealaltă a uh, partea cealaltă carcasa este asta, Aici, interiorul ăsta nu e prea fuit. de obicei îl curesc de mult pot, ăsta este colorul procesorului. Uh, hai să ridic în picioare și vă arăt imediat cum arată și din picioare. Așa, trecăm la ceva mai detaliat oarecum. Asta este carcasa foarte multe gur de aerisire. aici puteți să faceți așa schema asta mereu dacă e nevoie. Aveți aici ieșirii toate cele, deci da. Ăsta e pentru culere, să le dai mai tare, mai încet, dar nu mai merge, deci nu stiu ce. Probabil între pe undeva firul, dar se poate repara. Ăsta ar fi un defect pe care prefer să zic decât să-l descoperiți voi. De aici îl porniți frumos, îi dați cheie, de aici restartul, o grămadă de din asta. Din față arată cam așa. Mă rog, carcasul o să o găsiți voi, pentru că v-am lăsat o nescriere și o să vedeți aici sticker cu HyperX. Hyper, Hyper X. avem și un DVD writer Samsung, ca barna pentru ce l-am luat. Pe partea asta arată imediat, o să o arăt, arată cam așa. Și hai să vă arăt și din spate imediat. Așa, bun, sper să se focalizeze cât de cât. Deci colorul frumos în spate, carcasa eu zic că e ce trebuie, o ușă foarte frumoasă, de altfel un scaun. Și cam asta ar fi, bineînțeles, două monitoare, bine, poți să bași mai multe două, nu e asta o problemă. Ai suficiente ieșiri pe aici, poți să le mai scoți să-ți faci treaba cu ele. Și repet, nu-l vând pentru că are anumite probleme, îl vând pentru că vreau ceva mai bun. Asta e cea mai bună explicație și pentru asta îl și vând iar aici se vede sursa nu știu dacă o să focalizeze se vede că e de 500 de uite bronz sirtec high power ceva de genul nu știu dacă mai e în stoc v-am zis că prost că am factură am toate cele calculatorul fără SSD fără DVD writer fără multe chestii care sunt puse pe el acum au costat vreo 46 de milioane acum un an și deci un an și. Să se dea, mai fost și el vreo 4 și am mai băgat o anumite chestie. Hardul l-am schimbat pentru că după primele două săptămâni începuse să se cărie și nu suport chestia asta. La garanție n-a vrut să fie schimbat pentru că mi s-a zis că e un defect uh, mecanic și nu trebuie schimbat. Nu intră în garanție și asta a fost. Pur și simplu a trebuit să iau altul. Uh, na, alte investiții n-am avut. a doar hardul l-am schimbat pentru că nu suportam să cârie. În rest, cam astea piesele, puteți să le calculați voi. Uh, aș prefera predare personală undeva în Pitești, dacă nu, trimit și cu curier sau ceva, dar cu banii înainte, pentru că nu-mi convine să-mi iau țepe sau alte chestii de genul. Și nu m-aș face de râs pentru doar atât, vorba aia. Dacă îl vreți neapărat, eu zic că trimiteți banii înainte și... Uh, alte chestii ce să mai zic, vedeți clipurile, cum se mișcă pe live și alte cele. Bun, cam asta ar fi clipul, deja cred că e lung și aveți în descriere toate cele o să vă las un mail sau fanpage unde să-mi trimiteți mesaje în cazul în care sunteți interesați, dar uh, aș vrea oferte serioase pentru că dacă voi găsi să-l vând, uh, a da, și dacă vreți să vă apucați de YouTube o să văd vând, uh, o să vă dau la pachet, uh, o să vă dau un uh, braț de microfon sau microfonul meu vechi, Samsung Go Mic, dacă vreți să vă apucați de YouTube pe acest PC, așa ca un bonus să zicem. Bun, hai cam asta ar fi video, aștept ofertele voastre, salut!